Paraclisul care se află la demisolul Bisericii Parohiei Brașov-Triaș a fost târnosit astăzi de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Cu acest prilej, paraclisul a primit hramul Învierea Domnului. Credincioșii din Brașov au participat în număr mare și la Sfânta Liturghie, oficiată de ierarh. Am săvârșit astăzi sfințirea altarului din demisolul acestei biserici și am dat hramul acestui altar Învierea Domnului. Ziua Învierii, prelungită, a doua zi de Sfintele Paști, zi în care continuăm mărturia aceasta a realității Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, după ce s-a arătat ucenicilor, adugând astăzi mărturia pe care o aduce Sfântul Ioan Botezătorul, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Cel care botează cu Duh Sfânt și foc. Sfințirea altarului astăzi este un eveniment care se leagă de bucuria pe care am simțit-o cu toții prin primirea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Parohia Triaj a fost înființată în anul 1990. La început, slujbele erau oficiate într-o capelă, iar în anul 1994 au început lucrările pentru ridicarea actualei biserici. De atunci, slujbele sunt oficiate în paraclisul aflat la demisolul locașului de cult. Demisolul bisericii noastre, în care se slujește de peste 20 de ani, nu a fost niciodată târnosit. Și în acest moment, binecuvântat, în al preasfințitul, aducând moaștele Sfinților Martiri, a târnosit biserica de jos, care a și primit un hram nou, hramul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Am ales împreună cu un al preasfințitul acest hram, având în vedere specificul acestei parohii, pentru că aici cel mai des rostim cuvintele pentru frații noștri plecați, că Tu ești învierea și viața și odihna. Urmând ca apoi, dacă Dumnezeu ne ține în sănătate și în pace, la anul, urcând sus, am spus noi, când vom cânta Hristos se naște, să cântăm sus, să dăm hramul, întâi de toate, al cuvioasei Parascheva. La final, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele Mihail Cătălin Sicoe, iar ctitorii și binefăcătorii au primit acte de cinstire. Sărbătoarea s-a încheiat cu premierea elevilor participanți la concursul național de creație, Icoana și Școala Mărturisirii.